În 27 noiembrie, în jurul amiezii, am primit un apel pentru o persoană inconștientă aflată într-un centru comercial în Cluj-Napoca. Am pornit spre persoana respectivă și am sunat înainte de pe numărul apelantului. Totdeauna e important să avem un număr al apelantului, să vedem exact despre ce este vorba. Am înțeles că era vorba despre un bărbat care într-adevăr era în stop cardiorespirator și că două persoane îi făceau masaj cardiac. Când am ajuns, într-adevăr, persoana era căzută cu manopere de resuscitare în curs. Se efectuau compresiuni toracice de către două persoane civile, din câte am înțeles, nu cadre medicale, iar noi am preluat manoperele de resuscitare. Într-adevăr, pentru că masajul a fost efectuat corect, persoana a fost găsită în fibrilație ventriculară și am reușit să preluăm manoperele de resuscitare și după aproximativ 30 de secunde de resuscitare, persoana a ieșit din stop cardiorespirator. Am urmărit evoluția prin intermediul colegilor noștri de la Institutul Inimii. Pacientul la 24 de ore a fost extubat, era conștient, vorbea, se mișca, ceea ce pentru noi au fost niște vești foarte, foarte bune, bineînțeles. Este extraordinar, ne ajută să ne facem în continuare munca cu la fel de mult entuziasm. Ne-am bucurat să avem cât mai multe astfel de cazuri cu colaborarea cetățenilor, pentru că cel mai mare avantaj, din nou, și cele mai de succes cazuri sunt cele în care noi avem ajutorul cetățenilor, în care se face masaj cardiac eficient. Asta a fost, de fapt, șansa cea mai mare a pacientului, faptul că au fost acolo două persoane care au făcut masaj corect. Și-o revenit, exact. Deci din toate punctele exact. De vedere, nu a rămas cu niciun... Nu a rămas cu sechele, vorbesc creier și... De aceea zic, ați avut ceva îngeri păzitori acolo, da, că au fost multe evenimente legate. Atâta, mi-amintesc că am urcat pe bandă, restul nu mai țin minte nimic. Mai țin minte marța la prânz, când eram în salon, mă uitam în stânga, dreapta, sus, mai o... Când am văzut acolo aparatura, monitoarele, stai că eu sunt la terapie. Deci, practic, după 24 de ore am fost conștient și apoi au apărut soția și cu băiatul și e bun, că m-au salvat. Și domnișoarele și echipa de smurd. Nu știu dacă pot să le mulțumesc vreodată.